Concursul organizat de Agenția Națională Antidrog a ajuns la final și câștigătorii au fost desemnați. Juriul, format din specialiști ai Agenției Naționale Antidrog, a evaluat fotografiile înscrise pe pagina de Facebook la secțiunea dedicată concursului de fotografie tematică desfășurat în mediul online, în cadrul campaniei de marcare a Zilei Internaționale împotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Astfel au fost desemnați câștigătorii, iar fotografiile care au întrunit punctajul maxim al criteriilor anunțate cu ocazia demarării concursului au fost publicate pe pagina de Facebook. Premiile oferite participanților la concursul de fotografie lansat de ANA la data de 26 iunie au fost căști wireless locul 3, trotinetă pliabilă locul 2 și o bicicletă locul 1.